Dragi și drage, eu sunt Adina și voi sunteți pe Parfumului 35. Bine ați venit și bine ați revenit pe canalul meu. În cazul în care sunteți noi, abonați-vă și lăsați-mi și gândurile voastre în comentarii. Vă mulțumesc că m-ați urmărit data trecută, vă mulțumesc pentru toate comentariile voastre și pentru toată energia așa pozitivă pe care voi reuși să-mi o dați. Și astăzi, așa cum ați citit și în titlu, o să fac cumva primele concluzii ale proiectului pe care eu l-am început undeva la începutul anului. V-am spus că, mă rog, voi știți deja că eu cumva mă dau cu foarte mult parfum. Mie mi-este foarte greu să mă axez pe a mă da cu un parfum într-o zi, doar cu un parfum. Și în același timp nu pot să fiu neapărat obiectivă în ceea ce privește cât persistă un parfum, pentru că simt nevoia să mă dau în continuu cu parfum. Dar undeva la începutul anului am hotărât să încep un proiect pilot, eu cu mine, și să văd dacă mă dau cu un parfum într-o zi, cam după cât timp simt nevoia să-l reaplic. Și despre asta o să fie acest video, o să urmeze mai multe videouri din această categorie, în care eu vă spun părerea mea în stilul în care mă dau eu cu parfum, la persistența parfumurilor din colecția mea. Și despre asta o să vorbesc astăzi. Am ales pentru astăzi 5 parfumuri pe care eu le-am testat de-a lungul unei perioade de timp și mi-am notat câteva lucruri cu privire la persistență, cu privire la siaj, cu privire la senzațiile pe care eu le am când port aceste parfumuri. Primul dintre ele este Dahlia Divine de la Givenchy, primul parfum pe care eu l-am testat. Ăsta este un parfum cu iasomie, un parfum care pe mine mă duce cu gândul la miere, mă duce cu gândul la caprifoi. Este un parfum care are iasomie, care are, cred că, ceva note de tuberoză, dar și note de caprifoi. Asta reușesc eu să le simt. Și eu l-am testat pe acest parfum. M-am pulverizat cu el în stilul meu caracteristic, adică așa în ploaie, și am reușit să-l resimt toată ziua. Asta este ceva wow în materie de parfumurile mele, pentru că simțindu-l toată ziua mi-a dat o senzație foarte bună de confort. Ca siaj, este un siaj apropiat de piele spre moderat, deci cumva, dacă ar fi să am un cerc așa lângă mine, cam cumva până pe aici, reușeam să-l resimt. Dacă mă mișcam, se resimțea foarte frumos în păr, foarte bine. Este un parfum dulce, este un parfum mai degrabă potrivit pentru perioada mai rece a anului. Din păcate, ăsta este un parfum care cred că este discontinuat. Este un parfum care aduce foarte multe complimente, este un parfum care te face și pe tine să te simți foarte confortabil și foarte comod. Este un parfum foarte plăcut, v-am mai vorbit despre el. Și da, ca persistență, acest Dahlia Divine Le Nectar du Parfum de la Givenchy este un parfum care are o persistență foarte mare, este un parfum care are un siaj moderat, este un parfum care se dezvoltă foarte frumos pe piele și este un parfum de luat în calcul în cazul în care ești o persoană care se dă cu parfum o singură dată pe zi, și anume dimineața, și vrea cumva să fie înconjurată de energie pozitivă pe care o dă un parfum dulce. Un altul din colecția mea este un parfum nou apărut pe piață, acest parfum de la... Oh, ce bate vântul afară! Acest parfum de la Lancôme, Trezor La Nuit Intense. Ăsta este un parfum care a apărut în luna ianuarie sau în luna februarie. Este un parfum care are cireșe în el, este un parfum care are migdale în el și toate astea pe o bază un pic vanilată, dacă nu mă înșel. În ceea ce privește acest parfum, mie ce-mi place la el este faptul că eu simt nevoia să-l aplic și să-l reaplic în continuu. De ce? Pentru că îmi place nota aia de cireșe un pic amare pe care o ai la început. Dar dincolo de toate, și ăsta este un parfum fructat, o gurmand, este un parfum cu o persistență medie. Dacă la Dahlia Divine Le Nectar du Parfum vorbeam de o persistență de toată ziua, la acesta am simțit nevoia cam după vreo 3 ore să-l reaplic, și nu pentru că nu-l mai simțeam, ci pentru că nu mai simțeam exact ceea ce-mi doream de la el. Este un parfum care își merită banii? Eu zic că da, este un flanker. Cineva spunea că
Nu are o persistență foarte mare în modul în care mă dau eu cu parfum. Pentru mine persistența a fost medie. Ca siaj, acesta a avut un siaj un pic mai mare, deci reușeau să-l resimtă și persoanele de lângă mine. Aici mă refer desigur la soțul meu și la fiica mea, pentru că eu nu prea ies din casă. Și da, și ăsta este un parfum de avut în calcul, pentru că el arată foarte bine. Dacă îți plac cireșele, dacă îți plac parfumurile care au migdale și cireșe, ăsta este o alternativă pe care, spre care ai putea să te îndrepți. Și da, este un parfum din toate punctele de vedere fructat. Un altul, ăsta este un parfum pe care eu l-am primit cadou de ziua mea, se numește Whispers in the Library, este un parfum de la Margiela, este un parfum care îți dă senzația unei biblioteci, senzația de cărți vechi și senzația aia pe care o ai când mergi într-o bibliotecă de hârtie. Da, astea sunt senzațiile pe care într-adevăr ți le dă, deci chiar pe mine m-a șocat cât de mult poate să mă ducă cu gândul la o bibliotecă și la niște cărți pe care le citesc și cumva m-a inspirat să îmi cumpăr niște cărți pe care le-am citit și le-am adorat. Acum, despre el. Parfumul ăsta, din punctul meu de vedere, are o persistență foarte mică, cam după 2 ore eu simt nevoia să-l reaplic, deși mă dau cu foarte mult parfum. Ceea ce îmi place este însă că în păr, dacă îl aplic mai mult în păr, așa când mă dau eu în ploaie, în păr, el reușește să persiste un pic mai mult, însă chiar și așa are un siaj mic și o persistență mică. Eu mă bucur cu toate astea de el, este un parfum care îmi place, este un parfum pe care mi l-am dorit și într-adevăr reușește să creeze amintiri. Și cumva, dincolo de a persista un parfum toată ziua sau nu, faptul că mie îmi trezește o amintire este genial. Și da, mă încântă parfumul ăsta foarte tare. Un altul este un parfum de la Floral Street. Floral Street, în cazul în care nu știți, este un brand londonez, este un brand vegan, este un brand nou pe piața de parfumerie. El se găsește exclusiv la Sephora. Este cam piperat la preț, eu am 50 de ml, acești 50 de ml de Wild Vanilla Orchid au costat 279 de lei. Eu nu cred că își merită banii, v-am mai spus în repetate rânduri, cu toate astea mie îmi place, nu pot să zic că îmi pare rău că am dat banii pe el, pentru că este un parfum pe care îl apreciez și un parfum pe care îl port. Acum, ca persistență, el persistă foarte bine, deci dacă e să facem un raport calitate-preț, deși mirosul nu este, doamne, super nou pe piață, persistența lui este foarte bună. Dacă vrei să dai aproape 300 de lei pe acest parfum, o poți face, persistența este bună, siajul este bun, persistența este mare și siajul este moderat spre mare. Și când zic persistență mare, mă refer din nou la toată ziua reușești să resimți parfumul pe pielea ta. Și ultimul, dar nu cel din urmă, este și el un parfum nou în colecția mea, este acest Nina Ricci, Nina Soleil, este o ediție specială a parfumurilor de la Nina Ricci, parfumurilor Nina. Ăsta este un parfum vanilat cu un pic de cocos, mie mi se pare că are un iz ușor sărat, ăsta este un parfum care cred că vara o să înflorească foarte bine pe pielea mea. Dacă îl port la căldură, am observat că am așa o senzație de confort foarte faină. Acum, el este un parfum care nu persistă foarte bine, nici nu are un siaj foarte mare, însă mie îmi place foarte mult cu toate astea, cam după vreo 3 ore simt nevoia să-l împrospătez, să-l reaplic. Bun, și cam astea sunt cele 5 parfumuri pe care eu le-am testat în perioada asta și am zis să vin cu câteva concluzii la voi. Sper că v-a plăcut! Scrieți-mi în comentarii dacă ați vrea să testez un parfum anume și să vă spun exact gândurile mele pe parcursul zilei despre el. Cam atât pentru astăzi. Pa, pa!